Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine ați venit la o nouă etalare, dragii mei dragi! De data aceasta voi face o etalare în trei variante. Prima variantă este Inimioara, a doua este Cristalul Pirite și a treia este Cristalul Opalino. Alegeți una dintre aceste trei variante. Voi face o etalare în ce privește sufletul dumneavoastră, dorințele voastre, un mesaj din partea îngerilor pentru acele persoane care au nevoie în acest moment. Haideți să vedem, să începem cu primul cristal, cu cristalul în formă de inimioară. Haideți să vedem, dragii mei, ce trebuie să știți dumneavoastră, ce trebuie să faceți în ce privește un dubiu, în ce privește o suferință, în ce privește o situație din viața dumneavoastră. Haideți să vedem prin ce treceți în momentul de față și ce trebuie dumneavoastră să știți. Vi se spune să nu mai opuneți rezistență. Aici cineva, cred că va pune armele jos, va renunța să se mai contrazică, să mai lupte, să se mai certe și ți se spune să încerci să nu mai controlezi situațiile, persoanele din viața ta, să lasă să vină de la sine. Văd că vei triumfa, să știi. Vei avea curajul necesar în ce privește acest nou drum, în ce privește o dorință de-a ta, pentru că aici simt că sunteți persoane în semne de foc, berbecleu, săgetător, sau dacă nu, începeți ceva nou și e ca și cum nu aveți prea multe speranțe sau nu mai sperați așa de mult, dar în același timp văd că vă urmați sufletul și inima în ce privește simțirile voastre sau această dorință în special sau în ce privește o relație, o carieră, un hobby, o pasiune, o dorință în special. Văd că cu puritate și cu curajul interior veți triumfa în ceea ce vă doriți dumneavoastră. Aici văd persoane mai tinere sau în ce privește o persoană mai tânără, poate are un rol important, alegeri de făcut cu inima, să vă urmați inima, alegeri făcute cu urmându-vă pasiunile dumneavoastră. Vă doriți stabilitate. Și vă doriți, mulți dintre voi, în general, vă urmați instinctul. Sunteți un pic dezamăgiți în ce privește o situație în special, dar văd că sunteți puri de inimă, puri cu sufletul și sunteți curajoși. Și dacă veți merge mai departe, dar nu controlând situațiile sau persoanele, veți avea parte de triumf, vă spun de pe acum. Haideți să vedem. Dar simt un pic de imaturitate sau de că nu știți cum să mai faceți, nu știți cum să mai procedați. Cifra 5 poate are un rol important sau poate sunteți într-o familie de 5 și vă intrați în contact cu persoane care sunt născute în ziua 5, unii dintre voi. Văd că vă veți vindeca și cred aici că în anotimpul primăvara veți avea parte de vindecare. Dar sunteți persoane înțelepte aici și vi se spune că sunteți protejați, aveți protecția divină, sunteți persoane tradiționaliste. Aveți valori, principii, idealuri, sunteți foarte înțelept ca persoană. Poate chiar dacă aveți o vârstă mai tânără, sufletește, sunteți maturi. Și văd aici că vă veți vindeca și veți primi protecția în ce privesc instituțiile în special, în ce privesc angajamentele acolo, trebuie să fiți înțelepți. Și văd oricum că veți fi recunoscători. Da, aici cineva poate dorește să se căsătorească sau se gândește la căsătoria sa, la relația sa.
au fost anumite dezechilibre aici în relație sau în familia dumneavoastră, într-un grup de oameni, vă aflați, e posibil, vă gândiți foarte mult la acest grup de persoane în care faceți parte sau care va trebui să înfruntați, pentru că diferențe de mentalitate, vârstă, de cultură chiar. Haideți să vedem și ultimul mesaj. Wow, ce frumos! Ia uitați, Sfântul Graal aici pentru dumneavoastră, dragii mei. Zice că veți avea parte de un nou început, viața vă oferă un nou început, înțelepciune foarte multă, intuiție foarte multă. Unii dintre voi sunteți și spiritual, poate aveți al treilea ochi deschis sau vă ascultați foarte mult intuiția. Văd că ceva se va regenera în viața dumneavoastră, spiritul dumneavoastră se va regenera și veți avea parte de noi început, de pace, de iubire, de un nou început în iubire chiar. Văd că veți avea o forță mai mare în ce privește viața sau mai multă speranță în ce privește viața și divinitatea aici vă va trimite acest spirit, această binecuvântare, această bucurie în ce privește viața dumneavoastră. Foarte frumos, da? Deci văd, veți fi binecuvântat, să știți, de spirit, de divinitate și văd că vă veți regenera în ce privește aceste dezamăgiri prin care ați trecut, lupte sau că v-ați pierdut speranța. Aici văd că veți fi mai înțelepți și viața vă va binecuvânta, vă va răsplăti, da? În ce privește sufletul dumneavoastră, pace, iubire, satisfacție interioară, binecuvântare interioară și vă veți simți pe deplin împliniți. Haideți să vedem. Ok, mulțumesc. Aici sunt persoane născute luna septembrie, fecioară sau o zi de nouă. E posibil această persoană să fi dăunat într-un mod sau altul în viața dumneavoastră. S-a ars ceva, văd oricum că vă veți transforma, vă veți... E ca și cum... Veți renaște din pasărea Phoenix, ca o pasăre Phoenix, veți renaște și vă veți lua zborul. Veți fi fericiți, vă veți bucura, veți fi recunoscători în ce privește divinitatea aici. Sunteți persoane mai interiorizate sau mai singuratice? Sunteți persoane foarte prudente pentru că în trecut ați trecut prin experiențe nu tocmai plăcute și acest lucru va... a ajutat pentru că ați primit niște lecții care v-au făcut mai înțelepți. Aici văd că reflectați și sunteți foarte prudenți în ce privește destinul dumneavoastră, viața noastră, alegerile pe care trebuie să le faceți. Și ți se spune că poți rescrie destinul tău, să renunți la trecut, pentru că aici văd foarte multe emoții prin care ai trecut în trecutul tău și acele lucruri te pun în situația să fii neîncrezător. Da? Dar văd că vei triumfa și viața îți va dona această cupă cu iubire, cu recunoștință și văd că uneori o călătorie sau un drum îți poate da răspunsul la întrebările tale. Te gândești la trecut și te gândești la o relație din trecut sau te gândești la alegerile pe care trebuie să le faci de acum înainte și să lași trecutul în urmă. O călătorie, zice, acolo, o călătorie sau trebuie să faci o călătorie în ce privește emoțiile tale, sentimentele tale și ți se spune că acolo vei găsi răspunsul la rugăciunile tale, da? Haideți să vedem și ce mesaj vă transmit îngerii pentru voi, dragii mei. Mulțumesc! Unii dintre voi poate chiar studiați sau vă gândiți la un nou curs profesional, doriți să începeți ceva care va dura de 9 luni, care va dura 9 luni. Zice că e nevoie să comunicați într-un mod mai clar și în următoarele săptămâni se va îndeplini dorința dumneavoastră în ce privește acest nou început. Da? În următoarele săptămâni. Haideți să vedem îngerul.
Arcangelul Uriel, emoțiile se vor vindeca, așa că permite să te deschizi unei iubiri mai mari. Te ajut să te liberezi de supărare și de incapacitatea de a ierta care tu ții în inima ta și în mintea ta. Ai nevoie să te liberezi de acest trecut, de o situație neplăcută care s-a întâmplat în trecut, poate o persoană, cum spuneam, născută într-o zi de 9 septembrie, în zodia fecioară, a ars aici ceva, ți-a dăunat, ți-a provocat o suferință. Și acest lucru ți-a adus dezechilibru în viața ta. Dar văd că tu, într-o călătorie, la drum, vei primi răspunsul la dorințele tale, făcând un drum în ce privește un nou început care te va binecuvânta, îți va binecuvânta inima. Dar cere Arcangelului Uriel să te ajute, să te vindece și să te ajute să deschizi inima unei iubiri mai mari, să te libereze de această supărare și de această incapacitate de a ierta care tu ții în minte și în inima ta, care nu-ți face bine și doar îți dăunează, te blochează. Îți blochează chiar și energia în a-ți îndeplini dorința. Și semne de apă, rac, scorpion, pești au un rol important, săgetător, am spus. Taur și persoane născute într-o zi de 6, 5 destin, 6, 5, 12, 3, 11, 7. Dragii mei, aceasta a fost etalarea pentru voi. Sper că v-a plăcut. Dacă nu v-ați înscris la canalul meu, vă recomand să apăsați clopoțelul. Este gratuit, dar în acest mod veți primi în timp real notificări cu etalările mele. V-am pupat și vă doresc numai bine, să vi se îndeplinească dorința. Sănătate, v-am pupat, la revedere! Voi trece la cei care au ales sau vor alege acest cristal pirite, să vedem prin ce treceți în momentul de față și ce au să vă transmită îngerii, ce sfat doresc să vă transmită pentru voi, dragii mei, ce trebuie să știți voi în ce privesc dubiile, întrebările voastre. Ok, am să las aici. Aici simt că pot fi zodia Scorpion, persoane născute în zile de 13-4. Treceți printr-o tranziție, ați trecut printr-o tranziție, printr-o transformare. Au fost lupte aici, sfide, provocări, dar văd că aveți forța necesară pentru a face față acestor sfide, provocări și văd că lucrați în ce privește echilibrul dumneavoastră interior sau lucrați pentru a aduce pace în viața dumneavoastră, pentru a aduce pace în sufletul dumneavoastră, pentru a integra lumina și întunericul, pentru a integra în voi binele și răul, de ce nu? Pentru că nu există bine fără rău și nici rău fără bine. Trebuie acceptat. Automat când dumneavoastră veți accepta, veți avea mai multă putere și văd că veți integra în dumneavoastră chiar și acea latură mai puțin pozitivă, care este importantă, umbra. Umbra, noi trebuie să o vedem, să o înfruntăm, trebuie să o iertăm. Suferințele, traumele, și cum o facem? Reîntorcându-ne în interiorul nostru, în sufletul nostru și privind acele momente mai puțin plăcute din trecutul nostru, acest lucru vă va ajuta să, chiar dacă plângem și e devastant, este nevoie să facem acest lucru, pentru că fiind alături de persoana în care erați în momentul respectiv, dumneavoastră vă susțineți pe voi înșivă și vedeți și integrați în voi acele lecții mai puțin pozitive. Și e necesar să învățăm pentru a evolua și pentru a nu se mai repeta, pentru că până noi nu vreau să vă cert, dar până noi nu învățăm din acele lecții și nu le integrăm în propria noastră persoană, suflet, Universul ni le trimite, chiar dacă nu acum, chiar și peste ani, vor reveni în viața noastră. Da? E ca și cum schimbăm cursul destinului, curățându-ne de karmă, purificând karma noastră și făcând pace cu acele
situații mai puțin, pentru că ele de aceea vin în viața noastră, pentru a ne înfrunta. Și cum putem face acest lucru? Prin iubire, prin acceptare, prin îmbrățișare, prin compasiune. Știu, poate spuneți, parcă și aud, păi da, dacă o persoană nu este ok sau nu merită sau este rea, cum să fac eu lucrul ăsta? Dacă veți pune paie pe foc, focul va arde mai mult, adică veți pune paie pe foc, mai începe războiul mai mare, dar dacă dumneavoastră veți înțelege sau veți accepta sau veți încerca să vedeți problema acelei persoane, poate acea persoană e frustrată pentru că nu primește iubire sau nu este iubită sau a trecut la rândul său prin situații neplăcute, o face inconștient și are nevoie de a fi înțeleasă și chiar de a fi iubită. E ca și cum urlă, dar partea cealaltă a subconștientului său. Sunt persoane care se exprimă prin acest mod. Trebuie să fiți înțelegători și să vedeți dincolo de aparențe de ce se întâmplă acest lucru. Da? De ce acea persoană face acel lucru? Dacă veți vedea povestea vieții sale, veți înțelege de ce acea persoană a ajuns să fie în acest mod. Sau poate s-a terminat o poveste și s-a terminat timpul unei relații, nu mai aveți nimic de învățat sau e pur și simplu că nu mai aveți nimic în comun. Și trebuie acceptat acest lucru, dar văd că vă va face mai puternici ca niciodată și văd că veți fi mai puternici ca niciodată. În ce privește familia, văd că aici familia este sacră. Este o persoană din. Poate aici trebuie să luptați și să înfruntați pe plan financiar în ce privește familia dumneavoastră. Acolo văd o vulpiță care e un pic șireată. Și văd că aveți nevoie de putere și forță interioară, o veți avea. Și văd că dacă dumneavoastră veți persevera, va crește acest aspect în ce privește familia sau banii. Dar văd că veți avea curajul necesar pentru a crește o familie mai puternică, mai prosperă, abundență, ceva sacru. Familia e sacră și chiar cu familia de origine unii dintre voi veți avea de-a face. Văd că veți fi optimiști, văd un nou început stabil pe termen lung și văd o renaștere pentru voi. Unii dintre voi vreți să puneți rădăcini, să prindeți rădăcini, să devină aceste rădăcini mai puternice și văd că veți reuși. Văd o renaștere pentru voi. Poate unii dintre voi doriți să vă întoarceți, să luați avionul, să vă întoarceți acasă de sărbători. Este corect să faceți acest lucru. Văd că ceva va dura pe termen lung, familia noastră va dura pe termen lung, să vă ascultați intuiția și văd că o călătorie veți face în ce privește familia noastră sau în ce privește banii și văd o renaștere pentru voi. Dragii mei, văd că veți renaște în acea călătorie și văd că ceva va dura. Da? Dacă sunt sfide și lupte între voi în momentul de față, această relație va dura pe termen lung. Da? Sau sunt sfide și provocări cu familia de origine, da? Cu familia de origine pentru ereditate sau pentru bani. Aici mai văd. Dar ascultați-vă intuiția, văd că puritatea va învinge. Și văd că veți renaște. Se va termina un ciclu, se va termina acest ciclu prin care ați trecut în ultima perioadă. Da, aici zice să vă tratați bine corpul, să aveți grijă de corpul dumneavoastră, pentru că în acest corp veți trăi, da? Până la duși bătrâneții, adică sufletul dumneavoastră, pentru a sta în acest corp, e nevoie să fiți mai atenți de corpul vostru. Unii dintre voi văd că vă veți pregăti, vă veți schimba garderoba sau vă veți face frumoși, frumoase. Veți ieși la întâlnire sau veți ieși cu prietenii. Vi se spune să dați o șansă acelor persoane care vor intra în viața dumneavoastră, să le dați o șansă, da? Poate nu doriți sau aveți motive pentru că vă auziți vorbe sau bârfe, etc.
Și zice că sunteți o persoană de aur și că nu aveți nevoie de nimeni și de nimic pentru a vă repara, pentru că sunteți perfecți așa cum sunteți. Și văd aici că veți primi recunoștința din partea altor persoane și sunteți o persoană importantă pentru alte persoane din jurul dumneavoastră, pentru alți copii sau trei copii. Dar în ce privește anumite probleme cu familia de origine, vi se spune să renunțați, să îi lăsați liber, să renunțați la cel trecut, la dușmănii, la neînțelegeri, la secrete, pentru că văd că aici va îndurera ceva anume și e nevoie să gândiți înainte să judecați, vi se spune acest lucru și că nu, să nu ai dubii în ce privește persoana ta, munca ta și că ești îndeajuns întotdeauna, ești perfect întotdeauna. Pentru că văd că sunt anumite persoane care ți-au produs această nesiguranță sau această neîncredere în propria ta persoană. Văd că vei sta foarte bine și singur sau singură, dar înainte să judeci sau să critici, ți se spune să te gândești bine și să lași trecutul în urmă, să lași și acele persoane în urmă. Este timpul perfect pentru tine, pentru a duce curcubeul în viața ta, pentru a duce echilibru. Și în următoarele săptămâni, ce se va întâmpla? Haideți să vedem. Mari schimbări fericite pentru voi. Mari schimbări fericite. Dar este momentul greșit pentru a... Nu trebuie să dubitați sau să aveți îndoieli în ce vă privește. Nu trebuie să mai judecați, să mai criticați, lăsați trecutul în urmă. Haideți să vedem și ce vă transmit îngerii, dragii mei, pentru voi. Un mesaj pentru cei care vor alege cristalul pirit. Au ieșit vreo 5, vreau doar unul, mulțumesc. Sunteți persoane credincioase, vă rugați foarte mult, doriți să vorbiți cu îngerii și vorbiți cu îngerii des, vă rugați, aveți dorințe. Zice că a venit momentul unui sfârșit, unui ciclu din viața ta. Roagă-te îngerilor până când ei te vor consola și te vor ajuta să faci pasul următor. Fericirea te așteaptă. Poate tu crezi că nu meriți sau că sau ai doieli că nu meriți sau... Dar aici ți se spune să ceri susținerea și ajutorul îngerilor, că ei te vor ajuta să faci pasul următor, pentru că tu meriți să fii fericit și fericirea te așteaptă, da? Deci vor fi mari schimbări fericite pentru tine. Și văd că ai foarte multe dorințe, dar nu este momentul oportun sau condițiile nu sunt bune în acest moment, așteaptă sau consideră alte posibilități și cere îngerilor să te ajute, să te ghideze și să te conforteze în ce privesc acele dorințe ale tale. Și îngerul Isaia, e un bun moment pentru a crea noi idei, situații în viața ta, eu veghez în ce te privește, te ghidez și te voi proteja în cursul acestor schimbări. Aveți un înger care vă protejează, care vă stă alături, care vă ghidează în ce privește schimbările în viața dumneavoastră, va fi alături și văd că vei primi susținerea lor. Sunt persoane printre voi care au inițiala I, S, A, D, C, R, I, numărul 4, Rac, Scorpion, Pești, Berbec, 42, 39, 36, 20, 26, 8, 18, 9 și 14. Zodia Săgetător, Fecioară. Da. Dragii mei, deci meritați să fiți fericiți, așa că acceptați acest ajutor din partea îngerilor. E nevoie de așteptare în ce privește o dorință de-a dumneavoastră, nu este momentul oportun, situațiile sau condițiile nu sunt favorabile în acest moment, așa că trebuie să mai așteptați sau să considerați alte posibilități, pentru că îngerii știu de ce. Cereți îngerilor să vă ajute, oricum veți avea ajutor din partea îngerului Isaia.
Poate aici cineva dorește un copil sau sunteți însărcinate și aveți ghidare divină și protecție divină sau în ce privește o dorință de a dumneavoastră. În următoarele săptămâni văd că vor fi schimbări fericite pentru voi. Vă îmbrățișez cu drag și vă aștept data viitoare. Dacă nu v-ați inscris la canal, vă recomand să apăsați clopoțelul. Este gratuit și în acest mod veți primi notificări în timp real cu etalările mele. V-am pupat și Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii, dragii mei, dragi. Haideți să vedem pentru cei care vor alege cristalul opalino, să vedem ce mesaje, ce sfaturi trebuie dumneavoastră să primiți, prin ce treceți în momentul de față. Un mesaj pentru sufletul și inima dumneavoastră, pentru cei care vor alege cristalul opalino. Mulțumesc! Haideți să vedem. Văd că în momentul de față e posibil să vă fi pierdut încrederea sau entuziasmul, optimismul. Haideți să vedem. Dar văd că veți renunța, să spunem așa, sau vi se transmite, sau ați renunțat, sau e posibil să fiți dezamăgiți într-un mod sau altul. Oricum, vi se spune să renunțați să mai controlați situațiile sau persoanele, pentru că veți triumfa în ceea ce v-ați dorit. E nevoie de curaj și de puritatea sufletului dumneavoastră. Văd că trebuie să faceți alegeri sau doriți să faceți alegeri, poate în ce privește o dorință voastră, o relație, văd o persoană mai tânără, poate în zodia Săgetător, Gemeni, Leu, Berbec, Rac, Scorpion, Pești și Taur, Fecioară, Capricorn. Aici văd că cred că va trebui să discutați, să comunicați clar, concis și la obiect ce vă doriți. Trebuie să fiți mai siguri pe voi, dar veți fi. Veți lua decizii. Cu asul de spade, cu sabia aici, văd că veți avea puterea și veți acționa. Și în ce vă privește. Da? În ce vă privește, veți lupta. Și veți trece peste obstacole. Nu vă pierdeți încrederea, pentru că cu curaj veți triumfa. Asul de spade aici îmi spune că veți avea un mental mai clar, veți vedea lucrurile mai clar, veți lăsa tot în spate, tot ce a fost mai urât, ce a fost mai greu. Asul de spade îmi spune că veți spune adevărul sau veți afla adevărul sau ceva se va clarifica oricum aici și văd că veți acționa în ce privește un nou început, o decizie, o veți lua aici și veți avea parte de reușită, de noi începuturi. Veți tăia cu nedreptățile, veți tăia cu acele ramuri seci, cu persoane sau situații care nu mai aveți nevoie, un nou început aici. Văd că veți avea puterea necesară, un nou început în viața dumneavoastră, aveți un nou obiectiv, văd. Și veți fi binecuvântați. Aici văd că veți avea un obiectiv și veți dori să ajungeți la acel obiectiv. Veți fi conectați cu alte persoane sau în ce privește instituție, un nou început și văd că veți avea parte de serenitate, veți ajunge acolo unde vă veți dori, veți obține tot ceea ce vă veți dori aici, da? Veți ajunge la acel obiectiv, da? Veți ajunge la acel obiectiv și o veți lua de la început, noi începuturi pentru voi și văd că îngerii vă vor sta alături și vă transmit că veți reuși cu curaj și cu încredere, veți reuși să obțineți ceea ce v-ați propus. Haideți să vedem. E posibil să fie discuții între dumneavoastră și persoane, da, discuții, ceea ce spuneam. E posibil să fie certuri, discuții în contradictoriu și vi se spune că e momentul să vă vindecați de acele războaie prin care ați trecut cu partenerii, cu persoanele dragi vouă și că e nevoie să vă vindecați, nu să faceți război. Da? Au fost anumite evenimente care v-au luat prin surprindere și v-au pus bețe în roate sau s-a ruinat tot ce ați construit, dar
nu uitați că nimic nu este fără motiv. O transformare aici, o eliberare dintr-o situație care a stat blocată de ceva vreme și nu duce la nimic bun, să știți, vă ține doar pe loc. Bineînțeles, nu e ușor, dar văd că veți lua hotărâri și vă veți lua puterea înapoi. Și văd aici că veți construi ceva pe bază solidă, pe bază solidă de acum înainte. Veți fi mai conectați. Da, deci e timpul ca tu să vindeci, nu să faci război. Da? Deci vă rog să nu puneți paie pe foc dacă veți trece printr-o situație de genul din cauza imaturității unei persoane, poate are o vârstă înaintată, dar această persoană poate fi impulsivă sau poate fi imatură. Și văd că veți protesta, da, și veți comunica, veți discuta concis și clar, veți avea idei noi. Văd că veți începe chiar și o revoluție, veți spune de ce, dar de ce nu. Vă veți proteja principiile, valorile sau punctul dumneavoastră de a vedea lucrurile, da? Haideți să vedem. Dar vi se spune să aveți grijă de voi și chiar să mai ieșiți cu prietenii, să mai ieșiți cu prietenii la o cafea, la un suc. Văd că veți primi o veste din partea unui prieten sau unei prietene, un mesaj, o telefonată și vă va face o invitație să ieșiți pe undeva, așa că faceți acest lucru. Și uitați din nou sabia. Sunt semne de aer, gemeni, balanță, vărsător aici. Văd că vei face o schimbare poate la păr, poate în garderoba ta, vei face o schimbare în ce privește viața ta, vei elimina acele situații și văd că vei fi mai independent, mai independentă sau vei lua hotărârea să fii mai independent, mai independentă în ce privește un nou început și ți se spune să nu ai așteptări de la nimeni sau de la nimic pentru că să nu fii dezamăgit, da? Să nu rămâi dezamăgit, că e posibil că dacă ai așteptări să fii dezamăgit și zice că nu ai nevoie de aprobarea nimănui, n-ai nevoie de, nu aștepta nimic de la nimeni și nimeni să aprobe o situație în special. Deci fă schimbarea. Schimbarea asta e în ce te privește pe tine personal, pe nimeni altcineva. Și văd că vei sta chiar și foarte bine singur sau singură, cu propria ta persoană, vei citi, vei căuta informații, vei studia, te va interesa acest lucru. Cifra persoane născute în zile de 37, 28, 10, 42, 6, 12, 13, 4, 3, da? Văd noi începuturi, va răsări soarele pentru tine. Vei sta foarte bine cu propria ta persoană, vei sta foarte bine chiar și singur și singur aici. Văd că ai unii dintre voi aici sunteți foarte intuitivi. Ascultați-vă inima, cifra 3 poate are un rol important, 3 copii sau te gândești foarte mult la 3 persoane sau 3 copii poate te țin pe loc, dar nu ai nevoie de aprobarea nimănui sau nu aștepta pe nimeni și nimic. Ți se spune să acționezi, este clar, din nou, îngerii îți spun să acționezi. Vezi? E a treia oară când ți se spune acest lucru. Deci acționează. Cred că vei lăsa ceva în urmă. Da, uite, lași andare. Deci trebuie să lași ceva în urmă. Va trebui să lași, nu mai controlezi situațiile, persoanele, și nu încerca să duci după tine sau să ții tu de alte persoane. Lasă în urmă. Ce nu mai e, nu mai e. Văd că vei trece printr-o tranziție, poate treci printr-o suferință și ai nevoie să te vindeci. Lasă acea supărare, regrete sau că poate nu reușești să ierți pe cineva sau chiar să te ierți pe tine, dar ți se spune să acționezi, lasă în urmă, acționează pentru tine și văd că te vei vindeca. Vei avea parte de vindecare. Se va vindeca sufletul tău, se va vindeca o relație. Te vei vindeca și tu din această situație prin care ai trecut.
și îngerul Serafina, sunt îngerul familiei, o schimbare în familia ta sau un copil va veni în curând în familia ta. Dragii mei, aici văd o schimbare pozitivă în ce privește iubirea și văd că la șantare spune să lași în urmă supărarea sau că nu reușești să ierți pe cineva sau ce ți s-a întâmplat. Văd că vei acționa și văd vindecare între voi și în familia ta. Văd că va fi vindecare, o schimbare pozitivă care îți va ajuta familia în mai bine. Îngerul Serafina, pentru unii dintre voi veți afla că sunteți însărcinată sau că vă doriți un copil și va veni acel copil în viața voastră. Dar în ce privește o situație care la inima ta ți se spune că nu, o dorință, da? Nu e momentul bun în acest moment, trebuie să aștepți sau să consideri alte posibilități. Cere îngerului să te ajute sau să te ghideze, să te conforteze. Deci ceea ce tu te-ai gândit nu este pentru tine. Ți se cere să consideri și alte posibilități și să aștepți. Pentru că nu sunt condițiile bune în acest moment, da? Și cere îngerilor să te ajute. Și îngerul Astara, meriți cel mai bun, fă în modul ca visele și dorințele tale să fie cât mai înalte și nu coborâ la compromisuri, da? Până azi te-ai mulțumit cu ce ai primit, de data asta ți se spune că meriți cel mai bun, nu mai fă compromisuri și visează cât mai înalt. Idealurile tale urmează, dorințele tale urmează și meriți ce e mai bun și cere îngerilor că ei te vor susține, te vor ajuta în ce privește idealurile și visurile tale. Litera S, R, F, D, E, A, poate are un rol important și S, am zis, da? Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu vă aștept data viitoare cu drag. Dacă nu v-ați înscris la canal, apăsați clopoțelul. Este gratuit și în acest mod veți primi în timp real notificări cu etalările pe care le voi distribui. Vă mulțumesc și vă doresc tot bine din lume. La revedere, numai bine, sănătate, v-am pupat!